Chiar dacă nu pare a fi din filmul acesta, am să aduc în discuție totuși educația. Căci doar așa îmi explic, pe de-o parte, talentul literar al tuturor ofițerilor care și-au scris memoriile și, pe de cealaltă parte, patriotismul desăvârșit. Nu fac excepție nici piloții majestății sale. În zbor spre cetățile nistrene, ori pumnul țării, sunt două volume splendide, semnate de generalul Dan Stoian. În paginile acestor cărți se află întreg războiul tânărului bombardierist care luptă pentru țara lui. Dumneavoastră, practic, v-ați bătut cu patru imperii. Rus, german, englez și american. Da, da. Și cum se spune, n-am rămas dator. Domnule general, pe avionul dumneavoastră scria, și deja este celebru, scria Hai fetița. Da. Cine era această fetiță și de ce ați scris acest îndemn pe avion? Înainte să înceapă această campanie, mai fiecare pilot scria câte nume de care îi făcea lui plăcere pe avion. Fie nume de fete, nume de deau de lumini oarecare, erau copii, după cum am văzusem noi la cinematograf, de la avioane de la alte țări care erau în acea situație. Și atunci mie mi-a venit ideea să scriu Hai fetiță, datorită unui moment așa de întâmplare înainte de război mult și înainte să au campania asta, aveam un prieten care avea cai de curse, dar la traf. Acesta, aerodromul ăsta de traf, era lângă casa unde este casa Scânteie. Și mergeam la cursele de traf. Și jucam 10 lei acolo sau nu știu cât. Și la un moment dat, am jucat un cal care scria pe el Hai fetiță. Și am câștigat 3.000 de lei, era ca până în 1936. Am câștigat acești bani și am plecat cu toții acolo pe unul mai velic, unul mai era un restaurant, dar zicea Coala Victorița. Și acolo se strângeau toții ăștia care mergeau la cursele de cai. Le-am așezat la o masă mai mică și s-a tot adunat turiști și erau entuziați și mă felicita că am câștigat. Dar și ziceam, ia loc la masă. Și până la urmă s-a murit masa acolo cu mai mulți și mi-a cheltuit toți banii. Așa că s-a terminat. Și de atunci am zis pe avion, am scris Hai fetiță și pe carlingă am fost ei de căi inițialele mele. Cu acest avion pe care scria Hai fetiță, ați avut prima victorie aeriană? Păi, sigur că da, pe toate am scris. Am scris multe avioane în decursul acestei campanii de 4 ani. Pe toate am scris Hai fetiță.
Haideți să vorbim un pic despre un moment foarte important al grupului, botezul. Asta a fost într-o vineri. Ne vizitase am pus eu aici, am pus un semn în care era chiar desloc, că despre el e vorba. Da, uite, aici, da, ăsta nu mă interesează, ne vizitase generalul de cor de armată desloc, ăsta de aici, de-n poză, și... ne promisese VAC o să ne dea ajutor, pentru că noi aveam piloți, dar duceam lipse de avioane. Avioanele cedau durata unui avion de vânătoare în funcție de motorul lui și motorul lui ținea 100 de ore. La 100 de ore era schimbat. Ori în lipsa aia de avioane, ne-a făcut o vizită și l-am rugat să facă posibil ca să ne mai dea. Și ei erau în perurie de avioane, de-abia sfârșitul războiului. Fiecare pilot avea două avioane, erau prea puțin piloți și prea multe avioane către 23 august. Și l-am primit destul cu neîncredere și destul de rece. Dar a venit altă dată, în a doua vizită, și cum s-a petrecut vizita? Întâi a apărut un Heinkel de comandament cu un steguleț, cum sunt pe stradă astea ambasadelor sau nu știu, care flutura așa. A făcut un tur de teren, în jurul terenului, și a pus roțile și era anunțat pentru ora 12. Așa era, ora 12. Pentru că facem o comparație și pe frontonaut, care a primit vizita altui general de data asta rus și care ne-a ținut de la 12 până la 5 după masă, înghețați în fric și așteptând să vină. Mare diferență. A aterizat Heinkel ăsta și a tras cu fața spre noi, așa, și au aterizat 6 Messerschmitt-uri, 3 în dreapta și 3 în stânga, formând un careu, așa. Și el a coborât din Heinkelul de comandament, avion de bombardament, și a primit raportul de la unul dintre sublocotenenți ca știa germană. Nu ca comandorul Krihane, care la venirea nemților în 40, primul lucru când a dat mâna cu ala a zis, au Wiedersehen, la revedere. Da, și a ținut o scurtă cuvântare și Șerbănescu alta și desloc a fost foarte, de data asta, foarte vesel, foarte bine dispus. Și zice, știu că la români nu se vine cu mâna goală, nu știu de unde a aflat, dar așa era. Da. Zice, am adus pentru grup 6 avioane pe care nu le înregistrați, sunt libere, avioane așa, adică nu sunt plătite, vreau să spun. Da? Pentru comandantul de grup, o mașină de teren dintre alea micuțe, cum erau jepurile americane, așa, și pentru piloți 500 de sticle de șampanie din cea mai bună șampanie franceză, Veuve Clicquot, mai există și astăzi marca, da? Așa, capturate din Franța, că e primul lucru, au golit Franța de șampanie după cucerirea ei. Și s-a desfășurat masa în condiții foarte prietenești, așa, și el a luat o sticlă de șampanie și a spart-o de jamba uneia dintre avioane și a zis, botează-se grupul cu numele desloc Șerbănescu, al meu și al lui Șerbănescu. Emblema e acolo, aici undeva, sau dincolo, așa, emblema grupului, făcută de unul din ajutanții care avea talent, l-a scris. Lucrase la serviciul geografic la Hărți și era cu penița foarte meticuloasă, de aia se vede după emblema, că e foarte bine făcută.
la sfârșitul mesii, că n-a durat decât vreo 40 de minute și nu, îl chema îndatoririle în altă parte, că era comandantul întregii floți de la frontul ucrainean, partea de sud a frontului. Avea toate categoriile de aviație în grijă, nu numai amărâtul ăsta de grup nou. Așa. Și la plecare, bucătarul a ieșit cu o tavă mare în flăcări, așa arzând, pusese pe frișca de pe tavă niște coși de ouă în care turnase rom și dăduse foc. Și a intrat cu aia în flăcări așa și ăsta a mirat, zice, bă, zis, dar ce-i asta? Și el a spus, înghețată, că într-adevăr era înghețată. Da. Tată, îți place asta? Vreau să mă căsătoresc, că puși, mă, asta nu-i de nasul tău. Cum stăteați, domnule general, cu dragostea pe front? Da, e cea mai complicată treaba. Trăi după zi pe alta. Pe front, noi am avut ghinionul că nu stăteam în orașe. Aviația dumneavoastră stătea aproape de linia frontului, la cel mult 25 de kilometri, cum a fost când eram la Stalingrad. Deci nu stăteam în sate, nu aveam. La Meritofol, am stat o singură dată într-o gază și era o rusoaică acolo, dar săraca era necăjită, că îi luase bărbatul pe front, avea un copil, nu știu unde era dusă, dar mea ne mai pregătea câte ceva să mâncăm și nu m-a pasionat să fac amor cu ea. Și alte fete n-ați întâlnit pe front? Nu. A stat așa, nu, holiday? Păi eram, dacă eram pe aerodrome, nu stăteam în oraș. N-aveam posibilitatea să avem relații cu femeile. Profitai de orice fapt și una dintre criticile care l-au făcut la jurnalul ăsta a fost că apar prea multe femei aici. Da. Apar pentru că te lipeai, nu? Și de rusoaice, și de cehoaice, și de unguroaice, de tot, și de românce. Pentru că, cum să zic, să... crease o clasă a vivandierelor, adică fiecare femeie se lipea de câte un pilot până în momentul în care cădea, după care de voie de nevoie trecea la altul. Ca atare, viața se desfășura normal. Parcă și femeile se dăruiau mai ușor pe timpul ăla. Gândește-te că erau în jur de 25 de ani fiecare și nu știa ce se întâmplă mâine. Ca atare, o petrecere seara sau o femeie seara îți satisfăcea nevoia momentului, pentru că a doua zi o luai de la cap, nu? Corect. Soția dumneavoastră a citit jurnalul? Fără îndoială că l-a citit, dar l-a citit după ce era căsătorit, era târziu. Nu se mai puteau lua măsuri. Ce fel de muzică ascultați? Vezi ce ne existau pe vremuri niște... radiouri, că nu era încă televiziune. Și erau niște aparate Braun, de două mări, unul mai mic, mai modest, și unul mai mare, care avea și un capac. Și ascultam muzica care o prindeam, așa. Ascultam și muzică rusească, ascultam și muzică românească. Dar foarte puțin, că nu ne preocupa prea mult această problemă. Cel puțin pe mine. Ce fel de muzică ascultați pe front? Ce vă plăcea? Păi... unele foarte frumoase, Lili Marlen, dacă ați auzit. Pe front, pe lângă de la Germanie... Lili Marlen? Lili Marlen, cântat de... îmi scapă numele acum, o am dincolo în fotografie, da? Care se cânta cam la aceeași oră, pe la 6 după amiaza și se oprea cât de cât luptele astea terestre. Hitler a interzis cântecul tocmai din cauza asta. Marlene Dietrich era cântăreasa care până la urmă a trebuit să plece în America. A plecat în America și a fost antinazistă convinsă. For the cazel de for the crossentor să-i tăi la tăiel de un ștet zi doar d-afor. Dort wollen wir uns wiedersehen bei der Laterne
Wollen wir stehen wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen. Sigur, și melodii românești, ba ajunsesem un fel de superstiții. Aveam un aparat de radio mic, nu Philips, Fileta. Tot producții Philips, dar într-o casetă de ebolită, mic cam așa, și care lăsam aprins să cânte, să mă aștepte că mă întorc de misiune. Asta era superstiția mea. Da. Și unul din colegi îi plăcea nu știu ce melodie, să zicem Simonei sau nu știu ce. Și când asculta melodia, a zis, asta am vrut să ascult, mai mult nici nu-mi trebuie, a luat aparatul și l-a trântit de pământ, l-a făcut praf. Dar aveam cântecele noastre, românești. Terenul de bază era Tecuciu, terenul de lucru era Roman, pentru că frontul era stabilit la nord de Roman, la vreo 15 km, pe o linie dreaptă, până la Nistru. Când terminam misiunile pe Roman și plecam toată escadrila către 6:30, 7:30, încă mai era lumină, așa puțin, cu plan la plan strâns și avion lângă avion, cu luminile de poziție aprinse, nu numai de siguranță, ci de frumusețea, așa, să venim la Tecuciu înapoi, atunci Șerbănescu începea să cânte, pentru că nu mai era interdicție radio, că nu mai se auzea nimica, cu degetul ăsta apăsa radio și ținea emisia deschisă și cânta un cântec destul de trist. Te-am visat printre morminte. Are legătură cu 18 august. Te-am visat printre morminte despletită și cernită și din ochii scurgeau lacrimi, lacrimi calde de amor și continua cântecul așa. După el cânta unul dintre olteni, Lungulescu. Nana, nana, era un cântec pur olteni. Se mai cântă și acum din când în când. Dura încă câteva minute. Venea Mucenica, frumoasa mea cu ochii verzi. Cadouă mistice, smaralde, te duci spre alte țări mai calde, melancolia să ți-o pierzi. Cadouă mistice, smaralde, te duci spre alte țări mai calde, melancolia să ți-o pierzi. Dar dacă vrei să mă desmiezi, hey, minutele astea erau exact alea care se făcea drumul de la Roma până la Tecuci. La Tecuci, în evantai, degajam așa cum au degajat aviatorii ăștia la Constanța zile trecute, în evantai cu luminile aprinse deasupra orașului, înșirați așa la aterizare, unul câte unul, unul câte unul și răsuflând, și având o noapte de răgaz cu vivandierele. Smaralde. Aveți regrete de pe front? Unul singur, că nu l-am putut apăra pe Șerbănescu cu ultima misiune. 18 august când s-a dat alarma, s-au decolat și se îndreptau spre Buzău ca să facă un atac asupra aviatelor americane. I-a ficat de sus, că ăștia veneau supraetajați. El avea coefier atunci pe Dovran, care ăsta a fost un om păgumos, ca să zic așa, că datoria sau obligația de coefier era să-l apere pe ăla acolo sau să zice, să facă ceva. L-a dovărât americanii pe Șerbănescu, a căzut acolo pe lângă Buzău și s-a terminat cu el. A fost o misiune foarte grea. A fost ghinionul lui să nu-i meargă aparatul de radio, să schimbase frecvențele. Fung Erex 7 era aparat de până atunci, care bătea vreo 25 de kilometri și câteva zile înainte a pus un Fung Erex 16, care bătea 150 de kilometri.
Și însă ăsta s-a acordat foarte, foarte greu, foarte fin s-a acordat, ca să poată să acorde toate avioanele cu centrala. Șervănescu auzea postul terestru, care era condus de comandorul Miclescu, și noi îl auzeam pe el, dar el nu auzea avioanele noastre. Și la un moment dat a primit, eram la Brașov, pe la vreo 7000 de metri, mergeam pe versantul transilvanean, spre Făgăraș, pentru că ei veneau pe versantul muntean, de la Făgăraș spre Brașov, în partea asta. Și undeva pe la 7000 ceva de metri, ne-am întrepătruns, dar ei erau, deja erau mai sus. Am continuat înaintarea și am virat stânga spatele lor și înainte de a ajunge în stânga, am acroșat vreo, inițial câteva mustanguri. Șervănescu primește ordin de acolo, nu vă angajați cu formații mari. Și ăsta spune, nu pot, sunt deja angajat, e prea târziu, sunt deja angajat. Răspunde Șervănescu. Răspunde Șervănescu și pică pe mustangurile alea. Trage, nu știu dacă a doborât sau nu, că nu se vedea cum s-au înșirat toți în lupta aeriană. Șervănescu cu mine și cu încă unul, deasupra Ciucașului. Deasupra Ciucașului, având înălțime așa, el picând cu vreo 600 de kilometri la oră, a fost o mică greșeală tactică, că viteza era prea mare și nu se puteau face manevrele astea de cât de cât de degajare, așa. Dacă zbori în linie dreaptă, ăla care are viteză mult mai mare, te ajunge mai repede. Și soarta a făcut ca, zburând în stânga lui, se întorc capul, să merge spate, capul mergea la 180 de grade, să vezi tot cerul pe partea asta. Se întorce înapoi și când am întors capul și îl văd pe Șervănescu aici, numai era al treilea, care trebuia să fie la 150 de metri în dreapta lui. Și imediat am virat, brusc să văd ce s-a întâmplat. Unde a dispărut ăsta? Nu se poate. În momentul ăla, deja un Mustang trăgea în Șervănescu. Cât am întors eu capul? Asta e chestiune de secunde. Și ați văzut exact momentul ăsta? Absolut. Am prins momentul ăsta. Am intrat cu foc, cu detunul și mitralele între el. Dar deja americanul trăsese și a pus rafala înaintea lui. Practic Șervănescu, aici sunt trasoarele și aici Șervănescu a intrat în rafală așa. S-a înclinat pe stânga și a picat. Am picat și eu lângă el, crezând că s-a recuperat parașuta mai jos undeva. Viteza creștea prea mare, ajunsese la 800 la oră, n-a sărit cu parașuta și s-a văzut explozia în pământ acolo. Am aterizat și am spus și nu-i venea nimeni să creadă, a căzut Șervănescu. Dar este adevărat că Șervănescu, în momentul în care a căzut, a mai apucat să anunțe băieți, mă prăbușesc? Nu, nu, nici vorbă, n-a scos nicio vorbă, nu. Practic nu se știe dacă el a fost ucis de gloanțele Mustangului sau din pricina prăbușirii? Nu, din gloanțele Mustangului, sigur, pentru că n-a schițat nimic decât un zbor pe spate, după care în picaj, fără niciun fel de... Dacă mai era în viață, făcea o manevră, cât de cât. Chiar lovit, chiar rănit, nu se poate să nu... încerci să faci o manevră, nu? Am luat un avion, un Fizzler, și m-am dus să-l caut. Nu găseam, era foarte curcată treaba pe acolo. De-abia a doua oară, după aproape 4 ore de căutare, am dat de el și tot nu-l găseam, că un cioban făcea cu mâna, era camuflat așa între pom și munte. Și cu ajutorul ăla am văzut unde era epava. Până s-a dus un camarad ziua aia cu propria lui mașină și l-a dus un Mercedes de la micul din timpul războiului și l-a dus înfășurat în parașută ce găsise, niște urme,
practic. Fusese zdrobit în viteza aia. La Rușa Vățu a căzut acolo, între Viperești, pe Valea Muzeului. Da. Și de-aia am spus eu că lupta cu americanii era lupta aia ciudată, că se ducea numai acolo, sus, sus de tot, unde în sclipiri de argint, așa se vedeau, se auzeau tunete și ziceam eu atunci să luptă zeii cu titanii. Și pe 18 august, tocmai a căzut un titan fulgerat, era capitanul Alexandru Șerbănescu. Pe 18 august mai mergeți la... 18, la Ghencea. Mi rămânea două zile în viață, că ne ducem la Ghencea. Da. Ne ducem an de an. Da. Ne vedem acolo. Da. Vin și eu. Sper. Pentru mine n-ai murit atunci și vei muri când va muri amintirea. Ți-aduce aminte de acel 18 august în care 13 inși au înfruntat inamicul? E ziua în care ai căzut. Iată-i pe cei 13, care acum la 68 de ani, vin înapoi să se reguleacă la mormântul tău. Ai întrebat la un moment dat, unde te duci 11? 11 era sub locotenentul Bendas, pe noi cui ne lași? Era 7800 de metri și a spus că n-are oxigen. Ne întâlneam cu formația inamică. Că a avut sau n-a avut oxigen, n-am știut niciodată. Din păcate, puțin câte puțin, unul după altul, cei care au rămas în viață s-au dus. Așa că întâlnirea după 68 de ani se face cu singurul supraviețuitor între capitanul Alexandru Șerbărescu și fostul locotenent Dobran cu echipierul lui. Altceva. Vreți să încheiem acum și să... Cum vrei. Nu, e vorba de dumneavoastră. Nu, eu mai stau un sfert de oră, jumătate de oră, cât ai nevoie. Aș putea spune că și Șerbănescu era superstițios. Când Bâzu s-a apropiat de grup, i-a spus, dom'le, tu ești al 13-lea, nu mai zbura. Da, era superstițios, pentru că el avea numărul 1 și Bâzu avea numărul 3. Și a zis că ambele avioane formează numărul 13 și ca atare unul din ele va cădea. Și Șerbănescu a spus, sunt sigur că ăla o să fiu eu, Șerbănescu. A mai cerut un ceas de la unul din piloți de la mamă Laurențiu, că nu-și luase nici ceasul de la mână. Era foarte deprimat. Fusese certat cu o zi înainte că grupul nu mai doboară. Ca și cum erau zmei de pe lume, se mai poate doboră. Erau reduși la 13 avioane, adică valoarea unei escadrile. De la 32, pus sub comanda lui la Nicolaev în 44. Din ăștia 32, la 18 august mai erau 13. Restul fie morți, fie răniți, scoși din luptă în diferite ocazii, fie dispăruți. Da. Ați participat la alarma asta? Da.
Ce anume simțeați? Că parcă toată lumea simțea că se va întâmpla ceva grav. Da. Nu știu, dar ziua asta de 18 a fost o zi sumbră. Cu o zi înainte mai fusese o misiune la americani și nu puteam ataca. Erau foarte, foarte bine grupați și foarte bine apărați și cu grupurile lor de vânătoare și ne-am învârtit o oră, o oră și ceva și n-am putut. Rămăsesem până la urmă eu, Șerbănescu și încă cineva. Și el adună grupul după ce aterizează, pe 17 asta, adună grupul și ține o catilinară în care pur și simplu acuză piloții din grup că nu se țin strânși, că dau dovadă de acte, a pronunțat și cuvântul de laș, care ne-a deranjat foarte mult pe timpul ăla. Și după aia, când a terminat catilinara asta și întâmplător am fost numai eu cu el la un moment dat, mi-a spus, cum ai făcut, mă, țigane, de nu m-ai pierdut, de ți-ai ținut de mine, de nu m-ai pierdut. Foarte prietenos și bătându-mă pe umăr. Dar a doua zi era alt om, pur și simplu era alt om. Era trist și parcă există un presentiment. Poate că, într-adevăr, a pur sentimentul că va muri. Însuși, faptul că s-a ciondănit cu buzul ca să nu zboare buzul, să fie numai 12, și ăla nu se poate, domn căptan, eu am venit ultimul. Dacă e să cadă cineva, eu o să cad. N-a zburat 13, buzul a zburat mult în față ca să fie numai 12, să-l satisfacă în părerea asta a lui pe care a avut-o. Mai țineți minte câți adversari ați avut pe 18 când a murit Șerbănescu? Nu știu, că peste 600 de aici odată pe România. Care ne-au atacat. Care ne-au atacat. 600. Păi îți dai seama ce... Cu precădere zona petroliferă, iar Șerbănescu a murit în al 40-lea atac asupra României, al 40-lea, dintre care 14 sau 16 a fost numai pe plăsicele 10 zone, le-am acolo, rafinăriile toate. 5 zile, dacă mai rezista, nu venea 23 august. Datorită legelui Mihai, am întors armele pe 23 august. Dar și armata română, la ordin, unul singur n-a dat pe alături. Toată lumea l-a fix cu regele. Scrie cartea asta care m-a scris-o, Cherecheș, în căutarea eroilor, când am atacat coloana lui Ghesover la vavă prizul lui Coveanu, când am făcut recunoașterea, i-a spus să rămână lângă mine, că nu-i așa vrecă și riscant să lupte împotriva nemților care vor lupta împotriva noastră îndârziți, că i-am părăsit. Și atunci era o, normal o reacție de asta din partea lor. Și a spus riști. Și mi-a spus, domnule căpitan, că eram căpitan atunci, eu fac parte dintr-o familie de români de luptători. Și eu am să lupt până când țara asta va fi eliberată. Și-a plecat la Turnișor, ca filon de vânătoare, cu mesele. Și la Turnișor, pe 6 august s-au format ei acolo, și 18 septembrie, 44, a murit. Fratesul, care era Mihai Mrâncoveanu, și era filonul avionului VS-110, care era vimotor, și la atacul care l-au făcut englezii în ziua de 1 august 1943. A fost primul atac care a fost făcut asupra Ploieștiului, a decolat să atace avioanele englezii și a fost dovorât. Deci, într-un an, în 43, a murit Mihai Mrâncoveanu, care era mai mare cu un an decât George Mrâncoveanu, și în fratru a murit George Mrâncoveanu. Și sunt amândoi îngropați la Mungoșea acolo, la Palatul Mungoșea, unul lângă altul, la diferență de un an. Că erau născuți la diferență de un an. A murit amândoi la vârsta de 22 de ani. Amândoi făceau parte din celebra familie Mrâncoveanu, de da, domnitor. Da, da, da. Dar
cei mai grei care au bombardat au fost americanii și nemții după 23 august. Au bombardat București, a stricat Palatul Regal, a stricat toate chestiile alea. Sunteți creditat și cu un Heinkel 111 pe 26 august 44, e adevărat? Un Heinkel 111. Ala a fost, făcea parte din avioane germane care au venit să atace Bucureștiul după 23 august. Și l-am avut cu eșer pe Ștefan Ciutac, care era sublocotenent, și am atacat această formație care venea undeva să atace zona aia de Gării de Nord și Grivița. S-a căzut în spatele unui Heinkel de ăsta 111 care l-am dorvărât în zona aia acolo, la Giulești. Cam așa, acolo a fost omorât. Iar două zile mai târziu, pe 28 august, ați atacat o coloană de militari germani care se îndreptau spre București? Aia este o misiune de mare importanță care a considerat comandamentul aviației să o dea unui pilot care să facă să rezolve o situație gravă care amenința Bucureștiul. De ce? După 23 august, adică pe 24, 25, 26, 27, 28 august, Bucureștiul a fost atacat de trupele germane și de aviația germană. În situația asta, trebuia descoperită unde se găsește această coloană germană care atacă Bucureștiul. Și n-au reușit cu trufele terestre să o frâneze acest atac al nemților și a spus că trebuie aviația să acționeze să găsească coloana. A fost trimis întâi un pilot, nu mai mi-aduc aminte care, să găsească această coloană pe ziua de 27. S-a întors fără niciun rezultat. Pe ziua de 28, comandorul Romanescu, noi eram atunci pe aerodromul Popescu Ordeni, mi-a spus, Cezare, te duci să faci o misiune importantă. Du-te să recunoști unde se află această coloană, care avem informații de la trufele terestre, că ar fi undeva în zona aia, la Gohul, Căldărușani, etc. Și l-am luat pe prințul Vrâncoveanu, George Vrâncoveanu cu Eșier, m-am dus în zona respectivă și la antrenament am găsit cu o coloană germană motorizată, cu tancuri și cu etc., care se deflasau în zona aia, satul la Greț, Nunț și Căldărușani. Am tras o rafală de intimidare, ca să zic așa, asupra coloanei și am venit imediat la aerodrom și am dat raportul. Imediat, comandorul Romanescu, care era cu noi pe Popescu de Ordine, zice, ei toate avioanele care vor să zboare și te duci să atacați coloana. Și am plecat toți. Dar când am plecat după aerodromul Popescu de Ordine, anteriera noastră de la Fumați a speriat, a crezut că sunt avioane românești, dar pilotate de nemți și vreau să-i atacăm, dar nu era așa. Și au tras în noi, erau, că eu am dus la jos în înțelegere, că știam unde să... Bineînțeles că atunci noi aveam această experiență de atac la sol, am executat atacul la sol ca la carte, toată coloana a fost distrusă, nemții săreau din camioane și de astea în lanurile de forum care erau pe marginea acestei șosele, era șosea de județeană. Asta era o unitate germană care atacase Bucureștiul cu o zi înainte, comandată de generalul Gessenberg și von Stachel, cel care atacase Varșovia, când a atacat pentru prima dată nemții Polonia. La 23 august nimeni nu a defectat. Da, da. Dar cum, adică armata îl iubea pe rege? Da. Și pe urmă mi-am dat seama de interesul național, nu? Întâi le-am aventurat cu nemții contra colosului rusesc, nu? Cum și-au început nemții că pot să învingă dita mai colos. Pe tot parcursul drumului, de la Palat la Sfânta Patriarhie, atât la ducere cât și la înapoiere, mulțimea a aclamat cu însuflețire pe maestatea sa regele. Era un tânăr ca și noi, de 25 de ani, făceam povara asta.
Totdeauna mai am ținut mult la Mihai, la rege. De-aia am și jurat credințe, nu? O imensă mulțime adunată în piața Palatului Regal a manifestat îndelung pentru maestatea sa regele Mihai I și pentru maestatea sa regina mamă Elena. Nu, 3 augustul a fost un act foarte binevenit, că murea o mulțime de oameni dacă continuam. Pe 20 august începuse ofensiva lor. Parcă ți-am arătat eu 5 armate din nord în jos și 4 armate din est în vest. Și înăuntru prinsă armata 6-a germană, refăcută cu numele de armata 6-a, prinsă în chestia asta. Decimata a doua oară, desfințata a doua. După 23 august, care au fost privirile pe care vi le aruncau germanii? După 23 august nu prea ne-am mai întâlnit. Chiar în ziua de 23 august încă funcționa camaraderia. De pildă a venit pe București Otopeni un avion de la Băneasa ca să ia solda cu un locotenent, Fotescu. Și deja se anunțase armistițiu și ăsta nu știa în seara aia, că a fost noaptea târziu. Anunțat armistițiu. Practic l-au luat prizonier pe Otopeni. Și ăsta a încercat să ia legătura cu ofițerilor de legătură german pe care l-a avusese la Mamaia. Și l-a găsit de data asta, telefonul l-a găsit până în Iugoslavia. Și în baza afirmației ăla i-a dat drumul și a fost liber, l-a eliberat. Deci în primele zile încă se menținea oarecare legătură. Ruptura s-a produs în momentul în care Gerstenberg, un nazist exaltat așa, a organizat atacul Bucureștiului. Așa a fost pe ziua de 25, 26, 27, zilele alea imediat de după 23. Din momentul ăla au devenit dușmani. Ca atare au început luptele în continuare până la sfârșitul războiului la 9 mai 45 în Ceoslovacia. Cum ați putea defini în timpul războiului onoarea militară sau onoarea unui pilot? Cum se spune? Onoarea e mai greu de fi, mai degrabă dezonoarea decât onoarea. Pentru că erau cazuri în care în lupta la înălțime, la vederea formației, de pildă, unul dintre piloți putea să spună nu am oxigen. Nu erai sigur dacă are sau nu are oxigen, s-a cedat moral, părăsea formația și se ducea spre teren. Totdeauna aveai o îndoială dacă e reală sau dacă e un act de lașitate impusă de împrejurarea în care o trăia atunci. Cum am avut impresia asta la 18 august cu unul dintre piloții, nu-l mai nominalizăm. Vi s-a întâmplat ca în anii de după război lumea să vă privească ca pe un erou și chiar să vă mulțumească? S-a întâmplat vreodată de la sfârșitul războiului până acum? În primul an, când au fost comuniști, nu știam cum să mă ascund, dar m-am ferit, cum să spune, ca diavolul de aiazmă să afle careva ce-am făcut și ce-am pe front. Aveți regrete pentru ceva petrecut pe front? N-am absolut niciun regret, ce dacă m-ar pune și aș fi capabil, ca vârstă, aș lua-o de la început. Mi-a plăcut foarte mult aviația, mi-a plăcut să zbor. Vorba aia, aș fi coadă de mături, aș fi zburat. În misiuni n-aveai timp să simți frică. Trebuia să judeci rațional, că dacă te-ai pierdut, ești chiar pierdut. Nu? Cum să faci, cum să treci, cum... Mă rog, era el avion de bombardament, dar totuși înghițea și el niște figuri, ranversări, rasturări, ca să scap de vânătoare. Și asta făceam, da.